Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. După foarte, foarte, foarte mult timp revenim cu promovarea serverelor de Minecraft. Stați că nu mi-am amintit serverul de Minecraft. Însă am primit foarte multe cereri să mai fac și băi, eu m-am uitat în trecut și am văzut că și vouă vă plac promovările pe care le fac eu altor servere de Minecraft și chiar și de CSGO. În acest clip vom prezenta serverul xenon.minecraft-romania.ro. Este un server non-premium care se află în comunitatea Minecraft România, după cum îi spune și numele. Ce înseamnă non-premium? Adică puteți intra toți, fie că aveți Minecraft-ul cumpărat, fie că nu. O, să auzeam mașinile spălate, în restul un Bobby PC-ul. Ok. Să apreciez încă de la început că o să mă auziți cum sunt pe moarte, cu boală, cu de toate. Dar în acest clip o să vă prezint serverul, iar la final decideți voi dacă vreți să intrați sau nu pe el. Ok, păi intrăm într-un hub foarte, foarte mare și frumos și avem trei chestii în inventar. O dată asta cu donații, modalități de plată, Paysafe, PayPal, SMS, Stripe-ul pentru donații o să-l găsiți în descriere alături de toate detaliile necesare acestui server. Hai să dăm și donațiile. Aparent sunt reduceri de 50% la fiecare grad. Și puteți dona pentru Legend, Xenon, Supreme, Galaxy și Sponsor. Adică cel mai mare grand, am spus și grad și era încă o dată, este Sponsor, care e 50 de euro, iar acum este reducere și puteți să-l luați la 25, ceea ce e super, super, super fain. Mă rog, nu sunteți obligați să-l donați pentru absolut niciun grad sau pentru cele mai mari grade. Puteți, de exemplu, în loc să dați 5 euro pe Legend, puteți da și 5 euro acum pe Xenon. Cât este această ofertă de 50% la fiecare grad? Și avem și o cărticică cu informații, hostul, donațiile, dacă dorești să ne ajuți cu dezvoltarea serverului, că și hostul îi donează pentru orice grad dorești tu. Ne scrie ceva? Uite, și avem și site-ul de donații pe lângă Skype, unde sunt tot în descriere, forum, owner și Skype. Din nou, acelea Skype-uri pe care le veți găsi în descrierea acestui videoclip. Băi, serverul dispune de o mulțime de moduri de joc. După cum putem vedea, se lucrează și la Bedwars, unul dintre cele mai jucate mini game-uri în momentul ăsta. Se lucrează la Bedwars, iar în curând va fi implementat și acest mod de joc. Păi hai să începem cu prima secțiune de aici din busolă, care este cea de survival. Ok, sunt așa, bine ai venit pe survival. Pentru donații automate scrieți donații. Pentru a te mărita scrieți meri. Ce e pluginul de măritate? Bine, dacă vrei, nu știu, te joci cu prietena ta Minecraft și vrei să vă căsătorești sau îți găsești pe sufletul pereche pe Minecraft, ei bine, dai meri și numele respectiv, iar persoana respectivă, dacă vrea să se mărite cu tine, va da meri accept și o să fiți un cuplu fericit până la adânci bătrâneți. Avem și diferite joburi pe survival. Uite, da, scrieți job și vă deschide aici. Job pădurar, mineri, constructor, vânător, pescar, dulgher, ce e asta, dulgher? Job, mă rog, habar n-am, job info. Nu mă întrebați cu comenzi, nu prea mă pricep. Mă rog, sunt diferite joburi și fiecare job în funcție de fiecare se trebuie să faci, de exemplu, de ceva. Pescar. La pescar, pescuind, faci bani. Job vânător, omorând animale, mobi, faci bani. Job constructor, pe cât construiești, pe așa construind, primiți bani. Miner, la fel. Minați, primiți bani. Job pădurar, tăiați lemne, primiți bani. Și fiecare job în parte are câte un bonus, după cum v-am spus acum. După cum scriau aici, băieții ziceau că fac eventuri, uite. Aici se fac eventuri constant cu iteme, etc. Protecție este cubul de diamant. Deci, dacă vreți să vă feriți de grif, adică să nu vă spargă cineva în zona voastră, e bine, veniți să dați kit și aveți kitul de start, toată lumea beneficiază de el, o armură full de iron, niște iteme, blocul de diamant reprezintă protecție anti-grif, adică nu se poate sparge dacă îi dați voi permisiunea, și spongiul este protecția anti-PVP, gen, dacă nu vreți să fiți deranjați nici din punctul ăsta de vedere, nici din punctul ăsta de vedere, puteți pune acest sponge. Și mă rog, și diferite iteme pentru început. Dacă vreți să vă cumpărați ceva, aveți le shop, fie acel shop cu diferite iteme, cu submeniuri și toate cele. Avem și niște crate-uri de care am primit aici o grămadă, clic dreapta. Asta eu ce am primit aici? Obiecte. Am primit un obiecte key. Și deschidem aici, sunt diferite crate-uri, cred că tot ceva cu kit crate sau vedem imediat cum le putem lua. Și ne pică fața, un arc cu power 4, Infinity 10, așa, în breaking 2 super tare,
Și armuri, e la fel, doar că este cu armor. Bănuiesc că dacă dau kit, da, avem aici kit crate pe care îl puteți lua și voi. Mă rog, și fiecare grad în parte are kitul lui, pentru că aici vedem că sunt diferite kituri. Nu, bun. Am prezentat și job-ul, am prezentat și shop-ul. Hai să vedem ce warp-uri mai sunt. Warp crates, PvP, event, enchant, nether și exit. Deci puteți să vă duceți și în nether, și am zis că și nen se poate duce pe aici. Și pentru mai multe informații, nu știu, intrați pe server și întrebați stafful. Avem și warp exit în caz de nu știți cum se părăsește această zonă minunată de aici. Da, și plecați, vă faceți, în rest știți despre ce este vorba, vă construiți, vă băgați pe nebunii și aia e. Hai să dăm și noi hub. Să mergem pe următoarea secțiune, care este Skyblock. Pe Skyblock puteți beneficia de asemenea de comanda Mary, ca pe Survival. Era aceeași chestie cu gagii și cu dalea dalea. Și vă puteți băga pe călătorii. Aveți și kituri, tot la fel kitul de start, care vă oferă o mulțime de iteme și bănuți. Asta cred că dacă mergem la Warp Shop, este Warp Shop. Da, este Warp Shop. Și bănuiesc că este un shop cu villager pe aici. Da, uite, avem un shop super, super fain cu villager. Și cu bănuții, pe ăștia bănuiesc aici, aici de vândut, adică vinzi pentru bănuți. Mor. Și aici încep cumpărăturile. Nu știu exact de pe unde. Mă rog, scrie pe fiecare villager în parte. Aici sta, cred că unele sunt cu... A, am înțeles, 2 câte 2. Cumpără fermă, vinde fermă. Cumpără redstone, vinde redstone. Cumpără enchant, vinde enchant. Cumpără unelte, vinde unelte. Cumpără blocuri, vinde blocuri. Și tot așa, cumpără mobi. Cumpără diverse, vinde diverse. Și cu banii, practic cu bănuții ăștia, puteți să vindeți, să cumpărați. Mă rog, vindeți pentru bănuți și cumpărați cu bănuții respectiv sau... Cred că nu, are 264 de un... Nu știu ce este aici. Mă rog. Încă o chestie super interesantă. Serverul are clanuri. Pe Skyblock vă puteți face clan. Dați clan create, numele. Intrați într-un clan și după ce vă faceți multe iteme, vă duceți la War PvP ca să vă luptați cu ceilalți și puteți să-l faceți clanuri pe Skyblock după ce ați făcut iteme necesare. Și dacă nu știți cum o faceți o insulă, dați slash și sunt și aveți aici trei chestii: insula custom, insula dublă și diamante negre. Hai să intrăm pe insula custom, adică pentru solo. Sunt insule custom, după cum și numele. Așa, nu e insulița aia super mică. Beneficiați de un chest care vă dă chiar 10 diamante din start. Începeți să vă faceți un generator, minați acolo, faceți rost de itemele, vindeți. Bă, stai, ceva nu e în regulă. De ce nu mai ai kit-ul? Bă, kit crate. Crate. Stai, crezi, nu, bro. Uite ăsta. Și dacă mă duc acum la spawn. Oare mi-ar fi șters inventarul? Sau în momentul în care începe să îți resetează tot? Habar n-am, nu prea, nu am fost atent dacă mi-au șters inventarul sau nu. Mă rog. Sunt trei tipuri de insule: insula asta, insula ar senometru, încă te câștigi de modul. Era troll, nu? Bă, nu am câștigat de modul. Fuck me. Mi-am dat seama că e un troll, dar am zis și eu așa la mișto că o să câștigam diamante. Și încă o chestie super interesantă. Stai. Ce asta? Aucă. Aucă, ce e chestia asta? E un fel de shop. Uite, să zicem că vreau să vând crate-ul ăsta. Da, țin în mână. Dau aucă, ia cum făceam. Aucă sel, parcă. Ah. Ia, dăm ah, help, că nici nu mai știu cum era. E un fel de shop. Ah, sel 500. Trebuie să am și ceva bani să fac o licitație. Mă rog, aparent trebuie să avem și ceva bani pentru o licitație.
faceți ceva bănuți și vindeți itemele respective, iar alții când vor da AH vor vedea itemele pe care le vindeți voi aici, le pot cumpăra absolut în orice moment. Ceea ce este, eu cred, super, super fain și sunt trei tipuri de insule. Insule 2 pentru dacă vreți să faceți co-op și o insulă pentru cei mai experimentați. Ok, hai să dăm hub pentru că am cam terminat. Oh, fuck, stai să-mi pun parola. M-a băgat pe alt lobby acum. Așa. Bifăm înapoi Minecraft-ul. Ne mergem mai departe pe Skywars. Ce e ăsta? Skywars 1, Skywars 2. What the fuck? Bănuiesc tu nicio diferență? Bănuiesc. No, bun. Pe Skywars există așa, frate. În funcție de win-urile pe care le faci, primești diferite grade. Gradele nu sunt globale. Deci primiți grade doar pe secțiunea de Skywars. Adică, la 1000 de kill-uri primești gradul de Legend, la 2000 de kill-uri primești gradul de Xenon, iar la 3000 de kill-uri primești gradul de Neon. Băi, asta e super, super tare pentru că nu ești obligat să donezi ca să poți face rost de grad. Aici faci kill-uri pe barba ta și faci grade și sunt grade și pentru win-uri, chiar la 150 Legend, 250 Xenon, 500 Neon, ceea ce e super, super fain. Asta chiar îmi place aici, chiar îmi place. Ce mai avem aici? Câteva detalii. Uite, ca să primiți gradul trebuie să intrați pe forum, faceți acolo cereri. Nebunii, și hai să intrăm și noi într-o arenă. Asta e deja în joc. E o arenă pe aici pe care să înceapă? Uite, auto-join, am dat auto-join. Mă rog, sunt mai multe, unele pe team-uri, altele solo. Aici aparent cred că e cu team de 3 sau team de habar n-am. E cu team-uri. Ia să, stai să ieșim să intrăm pe o arenă care începe. Joacă, uite, asta începe. Cred că e aceeași, dar e aceeași mapă. Cred că aici e cu team-uri. Există modalitatea să vă jucați și solo, cât și cu team-uri. Pe Skywars, deci, sunt o grămadă de variante pe care le puteți face. Aici scrie timpul, un mic scoreboard. Hai că începe și să vedem ce putem face. Ne jucăm și noi așa un pic. N-am primit nimic, bun. Eu, cel puțin, nu știu ai mei. Că nu... Mai era un cufăr pe care cred că l-am ratat eu. Fuck. Opa. Mi-a dat aici o mare sabie, respect. Fiți antenă cum mă duc eu cu sabia asta aici. Fiți antenă. Clean up. Hai mă, cazi. Nu, n-am vrut să-l cadă gabărul. A crezut acum? Și a crezut și ăla. Cui trebuie... N-a crezut, e incredibil. El are sabie cu fire aspect și cu nebunii. Mă rog. Bă, Skywars este un mod super, super fain pe care îl găsiți, sincer, pe multe servere non-premium, dar este destul de jucat aici, este cea mai jucată secțiune și sunt pe care să vă jucați, ceea ce e super, super fain. Ok, hai să ieșim din arene. Ați văzut cam despre ce este vorba pe Skype PvP. Uite, dacă vreți, dați reportul unui hacker, slash report, nume și motiv. Nu, bun, aveți aici mai multe chestii în inventar, selectorul de arene. Magazin, vă puteți cumpăra diferite kituri, cuști, o cuști, cred, două cuști, cred, și diferite alte nebunii le vedeți aici la shop, echipă dacă vreți să faci parte cu cineva și profilul tău să vezi statisticile pe care le ai tu. Ok, hai să dăm hub și să ne ducem mai departe pe Factions. Pe Factions este modul în care voi trebuie să vă creați o facțiune, invitați oameni, vă faceți o bază, vă protejați totul, distrugeți alte facțiuni și până la ca să vă creați o facțiune, fcreate numele, de asemenea este și aici comanda Mary, vă măritați cu inamici ca în filme, așa, shop pentru a cumpăra diferite iteme, vi se deschid alte submeniuri, cumpărați de acolo ceea ce vreți voi și warp, unde găsim warp crate, warp pvp, spawn, enchant și anvil. Băi, fraților, Factions, sincer, e unul dintre modurile de joc care încă îmi place și e super, super, super interesant. Aveți ce să faceți aici și puteți folosi și comanda trade. Faceți trade cu cineva, dați trade numele lui și după aceea vă alegeți
alege fiecare ce să-i dea, cui să-i dea și după aceea dacă sunteți amândoi de acord, bifați-vă, sunteți acolo de acord în trade. Nu este deloc greu, avem și un kit de început, kit star, care ne oferă o grămadă de chestii super, super faine, chiar și creeper-uri. Știți care e faza super și mai chiar cu creeper-urile? Că dacă voi faceți o gaură în bază și intrați, aveți creeper-urile, le puneți lângă cufere și creeperii vor bubui cuferele și nu mai sunteți nevoiți să spargeți toată baza, ceea ce e o chestie super, super interesantă. În rest, aveți toată mapa la dispoziție să faceți o bază, să raidați alte baze și alte nebunii. Hai să ieșim. Mă scuzați pentru a mea oară. Strike PvP. Strike PvP și aici este nebunie totală. Pe Strike PvP. Uite, am fly. Bă, mie mi-a venit greu să cred. Dar da, sunt aproximativ 65 de insule. Aproximativ 65 de insule pe toată mapa. Deci, eu mă plimb și... Deci, prima oară când mi-a scris să spun chestia asta, eu n-am înțeles și nu-mi venea să cred că sunt aproximativ 65 de fucking insule. Wow, deci o mapă imensă, frate, și este făcută de builderii staff-ului, bineînțeles. Nu cred că am văzut, în viața mea n-am văzut mapa asta pe undeva ca să s-ar fi copiată, deci extraordinară mapa de Strike PvP. Pe Strike PvP găsim la fel kituri de început. Ia stai să dăm spawn. Să stăm și noi într-un loc mai stabil, să nu mai fim aici în aer. Avem kitul de start, care ne oferă câteva iteme pentru început, care să ne luptăm să găsim alte iteme pe insule. Deci pe fiecare insulă se ascund semne cu iteme, voi trebuie să le găsiți și să luați de pe fiecare insulă ce puteți găsi, vă faceți armuri de diamante, nebunii, dam, bam, bam, bam. Sau vă cumpărați un grad dacă vreți, un grad care vă oferă și kit dacă nu vreți să vă jucați neapărat, n-aveți răbdare. Cu crate-ul vă puteți deschide obiecte și armuri, adică niște iteme gratis. Acum mai crezi mai bune, crezi mai slabe, depinde totul de noroc. Există și un level system în funcție de kill-uri, bănuiesc. Uite după cum de aici lumea face level, la fel ca pe Skyblock, există, nu ca pe ăsta, da, clanuri. Ca să faceți aici alianțe, să nu știu, omorâți alte clanuri sau inamici, vă faceți un clan. Și ce avem la shop? Nu la shop, workshop. Mă rog, puteți folosi și trade, ați văzut că aveți acolo trade, să faceți trade cu alți player în caz de vreți. Și avem shop, ia ce avem la shop, poțiuni, armuri, adică puteți cumpăra diferite armuri cu emeralde. Și pentru PvP diferite necesități. Și aici bănuiesc să vă cumpărați emeraldele și bani, cred că îi faceți din kill-uri. Cred. Cam așa funcționează oricum. Sunt 65 de insule pe care puteți găsi. Pe fiecare insulă se găsesc diverse iteme. Deci, wow, asta e super, super wow. 65 de insule și pe fiecare insulă găsiți câte ceva. Bănuiesc. Oricum, pe marea majoritate găsiți semne. Se ascund diferite semne. Voi trebuie... Uite, aici 100% e un semn. Pot să-mi tai dicul dacă nu semn aici. Sigur, dar nu-l văd eu. Nu vreau să-mi tai dicul. Mă rog, cred că știți despre ce este vorba. Uite aici, am găsit un semn cu ender pearl-uri. Și așa se găsesc semne pe fiecare insulă. Dăm și noi un hub. Și mergem pe creative. Pe creative, pe lângă faptul că este platinul cu Mary, ca și pe celelalte moduri de joc, avem comanda plot me auto ca să vă luați un plot, iar pe plotul ăsta vă apucați să vă construiți ce vreți voi și vă puneți talentul în aplicare, faceți diferite construcții, nu știu, palate, castele, skin-uri, ceea ce vă trece vouă prin cap. Dacă sunteți talentați la building, poate veți fi între ele angajați ca builder în caz de stafful vă consideră foarte, foarte bun și cred că chiar sunteți pricepuși și puteți ajuta serverul. Și găsiți și o chestie cu jucării pe aici, cu particule, efecte, head-uri, suit. Asta îmi place mult. Uite,
What the fuck, cum face? Aolea. M-am pus pe mine că am tușit grav de tot acum. Ia să vedem particule pe aici. Maleleu și maleleu. Uite cum se vede. What the fuck? Chestia asta e chiar super fain. Mă rog, în rest doar trebuie să vă puneți creativitatea în aplicare. Ok. Hai să dăm hub. Nu mai am ce să vă mai prezint mai lucrul la creativ. Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike Global Offensive este CSGO în Minecraft, practic. Și ca să fie gameplay mai frumos, să se vadă gen totul frumos cu AVP, cu astea, să fie, să se mai mult CSGO, vă recomand să vă descărcați textura, uite, va apare aici un link, dați click. Uite, și vi se desarcă automat. Sau când vă bag în arene, este șansa să vi se desarce automat. Uite, eu vreau să intru în counter. Și hai să ne jucăm. E ca în CSGO, dar dacă nu aveți textura, nu prea se vede foarte, foarte bine. Nici chiar vă recomand să vă luați textura. Vă apare pe cea, puteți da click sau vă desarcă automat. Câteodată, cred. Sau mai mereu, habar n-am. Hai să vedem, ne jucăm puțin. Ne jucăm puțin să vedem... Uite, avem cuțitul de început. Avem 800. Ia, hai să ne cumpărăm un Deagle. Am bani. Ah, am un pistol deja. Hai să vedem. Ce map? Bă. Hocumetre. Hocumetre. Ok, hai să ne ducem. Noi suntem teroriști. Așa, hai să ne ducem pe dați doi aici ca băieții. Pe click stânga dăm reload, pe click dreapta tragem. Uite pe un nebun aici. Uite, avem și mid, mamă, ăsta chiar cred dați doi, frate. Dacă pot, nu, pot face săritura asta, nu mai e dați doi, gata, e fake. Pam, pam. Ce nu mare, mă. A, că cred, e grad și și-a dat teleport, TP aici. Cred. Bomba a fost plantată. Bă, și ăsta e tot cu mine. A, uite aici a plantat bomba. Super. Și acum teror... ce de la counter terorist? Uite-i! Trebuie să vină să dea, să dea defuse. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Headshot, mamă. Asta vrea să-mi dea lamă. Încă unul. Îi dau reload. Fii antrenor, îi dau lamă. Easy. Am furat 3 kill-uri. Respect. Poți să iau cumva ăsta? Oh, respect. Ne-am luat Deagle. Ne azi ne zicem în meniu de buy. Ne cumpărăm un AK. Gata, frate, ne-am cumpărat un AK. Ne cumpărăm și un decoy. Un smoke. Nu cred că mai am... Nu mai am locuri. Ok. Hai să aruncăm un decoy aici. Să creadă băieții că să dăm așa un fake. Uite, o textura chiar arată bine. Trebuie să facem și să avem un spray control perfect cu acau. Și avem o bombă. Unde sunt nebunii ăștia, mă? Cred că dă plant în B. Nu, tot n-ai de plant. Cred. E careva pe aici? Unde trage? Bă, ăștia wallhack. Da, uite! Unul mort! Nu mai am glanță. Am fost omorât. Fuck. Mi-a dat dauna totală. Bă, e chiar foarte, foarte interesant modul ăsta, vă recomand să-l jucați, e super, super fain, scrieți pe chat aici cum te omoră, cum și ce. E Tero contra City și bănuiesc că e cam la fel cu, adică la, cu Switch, cu de-astea, mă rog. Pentru mai multe informații, intrați pe server și jucați-vă. Hai să dăm hub. Ne ducem mai departe, avem, cu
super Counter-Strike Survival Games. Pe Survival Games, făcând multe kill-uri, puteți da rank up. Uite, rankul este junior, ai nevoie de 500 de dolari, deci trebuie să faci bani pentru a da rank up. Și ca banii ăștia cum îi faci? Ei bine, făcând kill-uri în arene. Avem aici arenele de Survival Games. Putem să intrăm și într-o arenă de teamuri. Și cu asta dai rank up în momentul în care ai banii necesari. Aici ai statisticile tale. Și în rest, trebuie doar să intrați în arene, să băgați un match, faceți multe kill-uri, faceți bani și cu banii puteți avansa în rank-uri, ceea ce zic eu că e super, super interesant. Hai să dăm hub să terminăm clipul ăsta, că rămân fără voce până la sfârșitul lui. Mai avem și kit PvP. Pe kit PvP avem aici ăsta ca să dăm join. Intrăm pe el, dăm join și pe aceea cred că știți kit PvP-ul ăsta. Aveți câteva chestii de început, aveți un kit default de început, faceți multe kill-uri, faceți bănuți aici. Cu banii vă puteți cumpăra de la shop diferite alte kit-uri. Și primiți rank up în funcție de uciderile pe care le faceți. Tot la fel primiți diferite rank-uri. Ceea ce e super, super fain. Îi dăm în gură. Hai că vreau să mă omoare, să vă arăt. Așa, hai mă omoară mai așa. Omorâți-mă, mă. Ok, a primit și niște kit unlocker-uri, la fiecare rank a primit kit unlocker și vă deblochează câte un kit. Fiecare kit unlocker vă deblochează un kit pe care îl puteți utiliza. Uite, mi-a suicidal. Este și shop, unde vă puteți cumpăra kit-uri și right click ca să provă pe cineva la un duel. Hai să dăm hub. Și mai avem UHC Team. Este UHC, modul de joc în care trebuie să găsești resurse, să-ți faci iteme, să omori pe alții și în care dacă mori ai pierdut și ești descalificat. Este pe timp, nu o să vrem acum să jucăm că durează foarte, foarte mult timp. Puteți alege și kituri, îți două kituri momentan. Dacă vreți să vă jucați, este locul perfect. Păi fraților, cam asta este serverul Xenon, un server super mare cu mulțime de minigame-uri super frumoase. Chiar vă recomand să intrați pe server, vă aștept un număr cât mai mare. Este unul în premium. Toate detaliile în legătură cu serverul le găsiți în descriere. Iar noi ne auzim data viitoare. Nu uitați de un like. Ciao, les!